Doamna Rodica Cibea, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cum se postește sănătos din punct de vedere al alimentației? Este foarte important să alegem alimente cât mai variate și să nu pornim cu ideea că dacă postim automat mâncăm sănătos. Pentru că este bine să evităm dulciurile concentrate, să nu mâncăm prea multe grăsimi, chiar dacă sunt de origine vegetală, acestea în exces sau sub formă prăjită pot duce la probleme. Care sunt efectele postului asupra organismului? Este un moment în care mâncăm mai multe legume, mai multe fructe și atunci avem un aport crescut de antioxidanți, de vitamine. Desigur, nu consumăm deloc grăsimi saturate și colesterol și atunci, pe termen lung, profilul lipidic se îmbunătățește. Deci, pentru persoanele mai ales cu colesterol mare, acum este o perioadă în care vor face un lucru foarte bun pentru sănătatea lor. Și, de asemenea, după o lungă perioadă de iarnă, postul e un moment foarte bun să ne reîncărcăm, între ghilimele, bateriile cu vitamine și minerale. Există categorii de persoane care nu li se recomandă să postească? Există anumite categorii de persoane care sau au un necesar crescut în anumit nutrienți sau au deja anumite restricții și aici mă refer sau la copii, la femei însărcinate sau vârstnici sau persoane cu boli cronice și la aceste persoane, dacă ele hotărăsc să postească, trebuie să luate niște precauții suplimentare. Eu personal nu recomand postul, dar fiecare pacient și fiecare persoană are dreptul să aleagă pentru ea. Cum se face trecerea de la dieta de post la o alimentație normală? Trecerea trebuie să fie treptată și să nu uităm că chiar dacă dintr-o dată în prima zi de Paște avem pe masă toate bunătățile, avem tot timpul până la postul următor să gustăm câte un pic din fiecare și cum am răspuns și unei cititoare pe online, ideea să nu uităm că chiar atunci când postul se termină, piramida alimentară nu recomandă produse de origine animală în cantitate foarte mare. Deci la baza alimentației trebuie să rămână în continuare legumele, fructele, cerealele, derivatele din cereale. Care sunt efectele supraalimentării de după post? Asta cred că sunt mulți care pot ei înșiși să ne spună. Supraalimentării, o masă copioasă, indiferent dacă este după un post sau nu, eventual cu bogată în grăsimi, bogată în băuturi alcoolice, poate cauza oricând o criză biliară, o pancreatită și de asemenea o persoană care are deja o afecțiune preexistentă, un diabet, boală cardiovasculară, în cazul unei supraalimentări poate avea loc o decompensare, un dezechilibru a bolii.